Bună din nou și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi m-am gândit să încep așa o serie. Am dat jos jaluzia, dar cred că o să o ridic înapoi. E ciudat, e ciudată lumina asta care se vede. Stau și editez alt clip și m-am gândit așa, mi-a venit așa o idee. Ce-ar fi să fac un clip sau să fac o serie, ceva de genul despre pisicile mele, despre cum mă descurc cu ele, mă întreabă multă lume, sunt persoane care îmi spun: „A, ești însărcinată, ai pisici, dă-le afară." Nu, n-am să le dau afară chiar dacă sunt însărcinată și chiar dacă voi fi de 15.000 de ori însărcinată de acum înainte. Am să-mi păstrez pisicile pentru că sunt niște pisici foarte blânde, nu zgârie. Sunt pisici de casă, de apartament, deci sunt pisici de apartament, de interior. Știți florile alea care sunt de exterior și de interior? Păi, pisicile mele nu sunt de exterior, sunt de interior. Bun. Nu vreau să ziceți că eu cataloghez cumva animalele sau pisicile, dar tot mă întreabă lumea și tot să spun aceeași poveste fiecăruia sau, mă rog, am să profit și am să fac un clip sau mai multe clipuri în care am să vă răspund la toate întrebările și toate lucrurile care mi le spuneți, că nu sunt chiar mereu întrebări, am și critici. Am preferat să deschid jaluzia asta că mă enervează, deci mă enervează lumina care când am nevoie de lumină nu este lumină, când nu am nevoie de lumină e lumină prea multă și așa mai departe. Bun, cum ziceam, am critici, multe critici, legătură cu pisicile, că asta, că aia, că sarcina, că mă rog, probabil din cauza faptului că sunt însărcinată îmi vin criticile astea, wow, multe, dar nu mă interesează, nu, deci chiar nu. Deci mă fac că n-aud pe de o parte, mă mai frustrez și pe altă parte, pot spune, dar e viața mea, sunt lucrurile mele, eu cred că fiecare este conștient de viața pe care o duce, lucrurile pe care le face și siguranța care vrea să și-o dea. Și să vă povestesc eu despre viața cu pisici. Nu am să vă țin într-un clip foarte lung, am hotărât să fac așa mai multe episoade să vă arăt. De moment am patru pisici. Am trei pisici care le-am luat cât de cât în aceeași perioadă, mă rog. Și am mai venit după un an și puțin timp a patra pisică. Bun, cum am început eu să am pisici? M-am mutat cu soțul într-un apartament și eu aveam câine înainte și mi-era cumva, măi, aș mai vrea un câine, dar nu avem timp, deci chiar duceam o viață în care eram mult timp afară și nu aveam timp să mă ocup de un câine, să scoatem un câine la plimbare, toate necesitățile care are nevoie un câine. Și am zis, hai să luăm o pisică. Și am rămas de acord amândoi să luăm o pisică neagră. N-am vrut să cumpăr o pisică, eu sunt împotriva chestiilor de genul. Și am căutat pe internet persoane care oferă pisici, care dau spre adopție, deci gen, nu știu, mi-a născut pisica și vreau să dau toți puii sau ceva de genul. Și am găsit o doamnă care era destul de departe de unde eram noi în Saragossa, era așa într-un sat, dar care avea vreo 7-8 pisici și avea și pisici negre. Eu vreau un motănel, nu, deci chiar am zis că vrem motănel, nu vrem o pisică, că na, chestia cu pisica e mai complicată și nu știu care-i treaba. Și mi-a trimis doamna poză, a zis că are doi motănei care nu sunt frați, unul care e din luna. Cum era? Unul era din mai 2017 născut. 17? Zic bine? 17, adică pisoii mei fac acum. O să facă 2 ani. Hai, nu mai îmi scrieți. Unul era din luna mai 2017 și altul era din luna iunie 2017. Bun. Nu erau frați. Pur și simplu ea. Nici n-am întrebat-o ce și cum. Pisoiul mai mare din luna mai era atât de frumos, e de rasă, îl am, i-am pe amândoi. E de rasă, e rasa Bombay, așa cum moți aici, e fie cântărețul casei, deci o să fac clipuri să vă povestesc pe fiecare pisoi în parte, pentru că sunt unici, deci cred că pentru fiecare persoană animalul lui este unic și vă dau dreptate. Iar pisoiul din luna iunie e urât săracul, deci era în pozele care mi le-a trimis așa față de chinez, urât, cu ochii închiși. Zici că era pisoiul ăla fără păr, egiptean, dar cu păr. Deci, pentru mine, ziceam, săracul cât e de urât. Bun, am stat și m-am gândit,
ne-am gândit cu soțul ce facem, luăm pe la frumos, luăm pe la urât, poate luăm pe la frumos și e bolnav, poate o să ne pară rău dacă luăm pe la urât. Am zis că îi luăm pe amândoi. Am mers și am cumpărat o chestie asta de transportat animale, o căsuță din aia, fermoar, nu știu cum se numește, o valiză, și am vorbit cu doamna și am zis la doamna, zic, vezi că iau pe amândoi, că nu, na, mi-e cumva să zic că iau unul, să iau altul, că oricum era și riscul deja că dacă eu nu-i luam, mi-i lăsa în stradă și, mă rog. Bun, am mers, am luat pe amândoi, am făcut așa un traiectorie foarte ciudat, am luat și autobuzul și taxiul și asta și aia și, oh, deci a fost experiența vieții mele să merg după pisica respectivă, încă n-aveam mașină pe vremea aceea. Am reușit, am luat pisicii, am adus acasă. Asta în luna iulie. Bun. Pe la mijlocul lunii august, doamna respectivă, oricum eu îi trimiteam mesaje, poze, uite cum sunt pisicii, uite ce le-am cumpărat, că ea mi-a spus, te rog frumos, ai grijă de ei, dacă cumva nu-i mai vrei, adă-mi înapoi, nu-i lăsa în stradă. Deci chiar doamna mi-a spus, înainte să-i lași în stradă, adă-mi înapoi. Bun. Am luat pisicii. După exact o lună, acum mi-am amintesc mai bine, după exact o lună mi-a trimis doamna un mesaj că dacă eu știu pe cineva care mai vrea un pisoiaș, pentru că ceva verișor de-a ei, ce ea i-a dat o pisică, i-a dat înapoi pisoiul pe motivul că acesta, nevasta lui, ar avea alergie la pisici. Bun, minciună. Vă spun eu că nu ai cum după o lună jumate, pentru că atunci când eu am mers după cei doi pisoiași, ea nu mai avea celălalt pisoiaș. Deci după o lună jumate, două, să zici tu că ai alergie. Măi, domnule, ai alergie în primele zile. Părerea mea acum, dacă e altul, îmi spuneți voi cum și ce. A mers, practic, deci eu după ce am luat pisoiul, mi-am dat seama de ce l-au înapoiat. De ce era cu un pisoi înapoiat, l-am luat și pe ăsta. Mi-a trimis poze, era alb complet. Deci, pot că să bat pisicii. Alb complet pisoiul, cu ochi albaștri, și pe lângă chestia asta era fratele pisoiului meu cel mai urât. Adică dintre aia doi negri, unul frumos și unul urât, ăla urât. Nu era urățel, logic, dar era alb complet și era fratele lui. Pe și am arătat soțului, a spus soțului ce și cum și a zis soțul, băi, dă încolo de treabă, dar unde în cap, dă în cap și al treilea. Na. Și l-am luat și pe al treilea, data aceasta am mers cu mașina după el, și săracul mie una, deci mie una într-una, 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 deci o să vă pun și un video ca să vedeți, eu acum vă povestesc așa povestea în mare, dar pe urmă o să vă pun și clipuri, deci am toate momentele astea filmate și săracul era de frică, l-am adus acasă, ceilalți doi s-au speriat de el, a fost groaznic, deci perioada de adaptare, am crezut că nu se adapteze niciodată pentru că fratele lui nu-l vroia, îl bătea. Pe urmă celălalt l-a acceptat, care nu era fratele lui și erau, da, era chiar incredibilă situația. Noi mai aveam o lună până când să mergem, nu, ce o lună, 2 săptămâni, până când să mergem în țară să ne căsătorim, iar pisoi nu se înțelegeau, deci n-aveau cum să-i las singur în casă. A trebuit să vorbesc cu o fată să se mute la mine, să-mi aibă grijă de pisici, să o plătesc, deci a fost incredibilă situația. Și s-au adaptat, chiar ultimul venit a început să fie șeful grupului și de moment este șeful grupului și îi domină pe toți. Iar după un an de zile am luat un al patrulea pisic de la o prietenă de-a mea care deci unde merg eu să-mi fac genele. Și-a luat fata un pisic, are doi copii. Care e chestia cu pisoiul ăsta? Pisoiul ăsta e cam mușcător, deci e ultimul pisic care l-am luat. E genul de pisoi care pui mâna pe el și el în joacă te mușcă. Acum, deci, înainte când l-am luat eu zgâria și mușca. Acum nici nu mai zgâria, nici nu mai mușcă. Mai mușcă el așa când are el toanele lui, dar îi dau una peste bot și se calmează. Dar era groaznic. Ea acum avea o fetiță de un an jumate și un băiețel. Care chestia? Nu pot să ai, și eu conștientizez și eu că dacă pisoii mei mi-ar zgâria copilul, nu i-aș lăsa împreună, deci aș izola cumva pisicii sau aș lăsa afară sau ceva s-ar întâmpla. Ei, cam așa a fost chestia și aici. Am luat pisoiul acasă, dar nimeni nu se înțelegea cu pisoiul respectiv. Am stat vreo una, două, 3 luni de zile
Cei trei pisoi stăteau în sufragerie, iar pisoiul mic stătea pe hol când eu nu eram acasă. Când eram acasă, erau împreună, dar era, deci când începea scandalul, începea scandalul, pentru că ăsta mic nu lăsau nici măcar, ăia las veneau să-l miroase, veneau să vadă ce, mă, cine ești tu, ăsta nu se lăsa, devenea violent, ăia las deveneau violenți, deci era incredibil, era wow, scandalul, scandal, deci nu știam ce să fac cu ei, era și mama și fratele meu la mine, era casa plină de oameni, de pisici, de tot ce vrei tu, nu pot spune că s-au adaptat, acum ne-am mutat la casă, am pisoiul ăla frumos, care l-a acceptat și pe ăla din prima, care l-a acceptat pe ăsta, îl ignoră, practic. Pe urmă ăsta alb, care e șeful tuturor, îl mai marchează așa puțin, dar nu i-a făcut rău niciodată și chiar ăsta mic vine și vine stare câteva luni, aștept deja aproape 2 ani. Vine și îl mușcă, ăsta nu-l bagă în seamă, cum că, du-te mă, lasă-mă. Problema lui, pisoiașul negruruțel, care nu și-a acceptat fratele, acum normal și acceptă fratele și se înțeleg și chiar dorm împreună și așa, dar nu-l acceptă pe ăsta, îl zgârie, îl mușcă, să bat, deci sunt momente în care eu trebuie să țin pisoiul cu mine când dau că să bat și să îi las pe alții deoparte și deci e incredibil. Am cumpărat și o chestiuță cu hormoni ca să înțeleagă mai bine și nu mai știu ce să fac cu ei, sincer, deci chiar... Dar oricum, se înțeleg mai bine acum la casă, probabil pentru că am mai mult spațiu decât la apartament. Se mai ceartă din când în când, îi mai atenționez, mai ăla negru știe că atunci când îl bate și eu merg să-i despart, se ascunde și știe că el e de vină și chestii genul, mă rog, cam așa e viața cu patru pisici. De moment le-am făcut spațiul lor de joacă în garaj, deci am o casă cu mai multe etaje și garajul sub casă și garajul atât de mare cât e un etaj al casei. Și în loc să-mi țin mașinile în garaj, îmi țin pisicile. Le-am făcut leagă în rafturi, scări, ca să urce, scoboare, jocuri de ațe, cutii. Deci e lumea lor în garaj. Îi mai las afară în curte, îi mai las în casă când suntem noi acasă toată ziua. Le dau drumul în casă, deci le place să stea pe canapea, pe scaunul ăsta care stau eu și mă învârt, stă pisoiașul ăsta mic, îi place mult să stea pe scaunul ăsta. Fiecare are colțișorul lui, am un lighean albastru care îi încântă, deci lucrurile albastre și verzi îi încântă. Am și găleata aia de șters pe jos albastră și deci e incredibil ce, mai ales pisoiașul ăsta alb, cum trage la culoare albastru, deci e incredibil. Și nu vreau să mă mai țin mult, o să vă pun probabil la sfârșit acum un clip scurt să-mi vedeți pisicii despre care v-am vorbit. Și cam asta e povestea pisicilor așa în mare. Vreau să vă mai povestesc despre ei, vreau să vă arăt clipuri despre ei, sunt foarte caragioși, deci eu sincer îi ador, deci sunt minunați. Mai fac și trăznăi, dar nu fac trăznăi mari, deci sincer nu, pot zice că mai miau, nu mai, nu știu, nu mi-au spart nimic, nu mi-au roz nimic. Când erau mici, bine și acum am unul care găsește un ciorap și îl duce în gură fericit încoace, deci tot ce poate să prindă în gură, șlap, ciorap, el e fericit, umblă cu el prin casă, zici că e un câine. Și nu, chiar nu-mi dau probleme. Se înțeleg cei trei foarte bine, dorm împreună, se spală unul pe altul, deci n-am mai văzut așa ceva. Eu am văzut pisici să stea împreună, dar nu să se înțeleagă atât de bine, să se accepte. Sper să-l accepte și pe ăsta mic, cât de repede, cât de repede, că deja a trecut jumătate de an. De când, da, jumătate de an de când l-am adus și suntem așa. Probabil l-acceptă, dar nu-l suportă sau ceva de genul. Eu nu pot să intru în capul lor să văd ce e, eu încerc să înțeleg. Și da, în următorul episod cred că o să vă arăt etapa în care am adus primii doi pisici. Am să pregătesc acest clip. După aceea o să vă arăt cum l-au primit pe al treilea pisoi și tot așa. Am multe clipuri cu ei, deci chiar am multe clipuri gen, caut pe YouTube, clipuri de răs cu pisici. Da, cam așa am și eu. Și o să vi le arăt pentru că sunt foarte caragioși și cel puțin mie mi-e foarte drag de ei. Sunt persoane care iubesc animalele, sunt persoane care... Nu pot să înțeleg persoane care zic că nu iubesc animalele. Bun, există și persoane de genul, acum nu știu. Dacă ești alergic la animale, ești alergic, nu poți zici că nu iubești, dar să nu-ți placă animalele e ceva chiar foarte ciudat. Și am avut și eu al cincelea pisic, care săracul l-a tocat de altă mașină când am venit aici, dar o să vă povestesc și despre episodul respectiv, deci
a venit un pisic la mine acasă și practic mă urmărea pe aici pe stradă și am ajuns să-i pun de mâncare, să-i pun apă, să-l mai iau în casă, dar a dat o mașină peste el, din păcate, și eu am fost 2 zile, deci plângeam. Cred că și din cauza sarcinii a fost așa de sensibilă, dar mi-a trecut. Mi-a trecut și cam atât. V-am pupat, nu vreau să vă mai țin, cred că o să vă las un clip cu pisoia și mei ca să vă faceți o idee și o să revin cu un al doilea episod despre povestea pisicilor mei. V-am pupat, ne revedem într-un următor videoclip. Un ami.